Recenzorii din Valea Jiului vor intra de marți în posesia banilor. Este vorba despre cei 520 de lei oferiți de statul român care compensă pentru participarea la recensământul încheiat în urmă cu aproape o lună de zile. Banii le vor fi înmânați recenzorilor de la sediile primăriilor din Valea Jiului. Cei care nu își vor ridica mâine suma de 520 de lei vor fi nevoiți să facă un drum până la Deva. Mâine, marți, începând cu ora 11, la sediul primăriei, vor veni reprezentanții instituției prefectului, care vor plăti indemnizațiile pentru recenzori, recenzorii șefi și responsabilii de circumscripție. Plata se va face deci de la 11 până la ora 18. Și de profit de ocazie să invit pe toți recenzorii să vină mâine să ridice banii, pentru că plata se va face într-o singură zi. Cine nu va reuși să vină mâine, va trebui să meargă la Deva să ridice banii de la instituția prefectului. Pentru a câștiga cei 520 de lei, recenzorii din toată țara au lucrat 15 zile. În Petroșani au activat 206 recenzori.